Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre transformarea unei fracții ordinare în fracție decimală. Se spune că oamenii obișnuiți au televizoare mari în timp ce oamenii extraordinari au biblioteci mari. Mark Twain spunea că nu există nici măcar o diferență între o persoană care poate să citească dar nu o face și una care nu poate să citească. Citind mai mult, citești mai repede. Să vedem cum se descurcă cu cititul cei trei prieteni pe care îi cunoașteți deja. Alfa citește 56 de pagini în 25 de minute, în timp ce Zian citește 74 de pagini în 33 de minute și Merlin citește 101 pagini în 45 de minute. Va câștiga cel care va reuși să citească mai multe pagini într-un minut. Aplicăm metoda reducerii la unitate. Cum Alfa citește 56 de pagini în 25 de minute, îl împărțim pe 56 la 25. 25 în 56 se cuprinde de două ori. Produsul 2 ori 25 egal cu 50 îl scriem sub 56. Efectuăm diferența și coborâm o cifră de 0, care reprezintă cifra zecimilor. Așezăm virgula la rezultat și continuăm împărțirea în scris până obținem restul 0. Rezultă fracția decimală finită 2,24. Pentru a determina viteza cu care citește zian, împărțim 74 la 33. La partea decimală a rezultatului se repetă continuu grupul de cifre 2,4 care reprezintă perioada fracției zecimale. Astfel, zian citește 2, perioadă 24 pagini pe minut. 101 împărțit la 45 egal cu 2,2 perioadă 4, ceea ce reprezintă numărul paginilor citite de Merlin într-un minut. Ținând cont de faptul că la fracția zecimală finită putem adăuga la sfârșitul părții zecimale oricât de multe zerouri, iar la fracția periodică cifrele din perioadă se repetă de un număr infinit de ori, constatăm că toate cele trei fracții au aceeași parte întreagă, aceeași cifra a zecimilor și aceeași cifra a sutimilor. Ordinea este dată de cifra miimilor. Deci Merlin este câștigătorul. Știm că o împărțire neefectuată poate fi scrisă sub forma unei fracții în care numărătorul reprezintă de împărțitul, iar numitorul împărțitorul. Observăm că toate cele trei fracții sunt ireductibile. O fracție ordinară irreductibilă se transformă în fracție zecimală finită dacă numitorul are ca divizori prim numerele 2 sau 5, fracție periodică simplă dacă numitorul are divizori prim numere diferite de 2 și de 5 și se poate transforma în fracție periodică mixtă dacă numitorul are divizori prim pe lângă 2 sau 5 și alte numere prime. Alfa are într-o cutie următoarele fracții ordinare: 24 supra 30, 12 supra 18, 9 supra 70, 17 supra 55, 110 supra 33 și 23 supra 8. El dorește să le sorteze introducându-le în dosarele potrivite: fracții zecimale finite, fracții periodice simple și fracții periodice mixte în funcție de posibila transformare a acestora. În această direcție, este necesar ca fracțiile reductibile să fie simplificate. Astfel, forma ireductibilă a fracției 24 supra 30 este 4 supra 5. Divizorul prim lui 5 este 5. Rezultă 24 supra 30 se transformă în fracție decimală finită. 12 supra 18, fiind o fracție reductibilă, o simplificăm obținând forma ireductibilă 2 supra 3, care se transformă în fracție periodică simplă. 9 supra 70 este o fracție ireductibilă. Numitorul are divizori primi 2, 5 și 7. Se transformă în fracție periodică mixtă. 17 supra 55 de asemenea este o fracție ireductibilă, numitorul 55, având divizori prim pe 5 și 11. Deci alfa o așează în dosarul fracțiilor periodice mixte. 110 supra 33 este fracție reductibilă prin 11, devine 10 supra 3, deci se poate transforma în fracție periodică simplă. Și 23 supra 8, fiind ireductibilă și numitorul 8 având singurul divizor prim pe 2, se transformă în fracție decimală finită. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următorul exercițiu.